Suntem în partea a doua a podcastului cu Andra în fața noastră, una dintre cele mai frumoase voci din toată lumea. Andra! Bine, simți la tine. Mă scuzați. Hai! 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 A, nu se înțelege a, că nu, ne nu, plac... Nu, să spuneți ce chestia aici. Manele? Nu. Da, asta, hai, de, hai, dă-i. Hai că bine deci că mai stăm. Deci bordei asta. Nu, asta e șaraiman. Șaraiman și... Ușor, fii atent. De te-ar bate, neică bate, dragostile mele toate, dragostile mele toate, șaraiman și șaraiman. Nu cred că ai putea dormi, nici pe alta a iubi. Nu cred că ai putea dormi, nici pe alta a iubi. Acasă, am fi de la cine? Am un cuvânt. Ia-ți o tobă de-asta acasă, nici nu știi, nu ți-e că-ți pasă. Vreau să simți ritmul acum, că o să fie din mâncare cu... Din belșug. Din așa... Vai, de mine ce m-ați târnit să cânt, ioi! Dragii mei, vă atrag atenția că Andra... E cu camerele, cu televiziunea. Vă atrag atenția că Andra... Andrei place foarte mult să picteze cu pietre. A, da. Am crezut că mă pui să desenești ceva. Nu, chiar îmi place cu pietre să pun... Am un țiuit în ureche. E de la... Da? Ok. E un țiuit da, din Moldova. Treaba lui. Bine. Deci, fii atent aici. Eu am o problemă. Da. Vin la mine toți. Auzi? Ce? Nu, tot n-am zis. Bă, zic, eu cred că e ceva în urechea mea. E problemă, nu? Dar mi-am făcut audiograma cu frecvențe înalte, ok. Nu, ei sunt cu frecvențe. Eu n-aud. Câteodată, în urmă cu 2-3 ani... A, căști de aia. Stai, dar nu! Nici eu nu mai aud acum. Eu vreau să-ți aud respirația natural. Cum gâfui. Da, așa e la câteva kilograme în plus. Deci îți trebuie, cred că, o răbdare de fier să aplici toate alea acolo. Unde cu pietricelele. A, da, dar mi-a ceva până termin un tablou de genul ăsta. Adică acum am făcut un tablou cu o poză personalizată cu copiii mei, dar n-am mai avut când. Îmi doresc și să citesc, îmi doresc și să fac asta, îmi doresc să fac activități cu copila, cu Eva, care nu are... Cu David mergem cu bicicletele pe stradă sau în pădure, cu Eva am altfel de activități. Mama, câteodată îmi ce, lasă-mă să te machiez, lasă-mă să fac, adică vrea și ea, că e copil, vede noi ce am vrut. Și nu am timp să fac, dar găsim. Avem timp găsim pentru tot. Da, găsim timp pentru tot. Doamne și domnilor, să știți că sigur, ați auzit-o pe Andra, discutăm foarte mult despre dragoste și astăzi eu cred că am convenit asta cu Andra. Trebuie să-ți aduci aminte de începuturi. Pentru că începuturile acolo, pentru începuturi avem o poză. Începuturile, vis-a-vis de dragoste, vis-a-vis de multe lucruri, s-au întâmplat așa.
Erau doi tineri îndrăgostiți. Nu începe cu de-astea. Uită-te la ei. Deci când văd poza asta, tu ai văzut vreodată fața lui bărbatul aici? Uite, o și apropii ca să o vezi. Deci parcă, deci de exact, atât am zis. N-am făcut niciun comentariu, atât am aici zis. Aici eram împreună deja, eram deja împreună aici. Adică deja a pus gheara pe mine. Mi s-a pus pata pe tine. A pus pe atunci pe mine pata, auzi. Tu mai ții minte primele invitații în oraș al lui Cătălin? Da. Mie mi se pare... tot. Țin minte tot. Prima dată când noi ne-am privit diferit, pentru că noi ne văzusem de foarte multe ori în TVR, a fost așa o dată, undeva pe niște holuri din TVR, ceva, care m-a făcut să mă uit altfel la el și el probabil la mine, dar atât, a fost o scânteie, liniștit, o licărire, da, și apoi în timp am devenit prieteni foarte buni. Eu îl apreciam foarte mult că mergeam la el în emisiune, mă punea să cânt și îmi plăcea chestia asta, mă provoca să cânt tot felul de lucruri și știind la vremea respectivă cum erau salariile în TVR și așa, am apreciat foarte mult că, deși nu eram împreună, nu eram, eram prieteni. Făcea lucruri pentru tine. Făcea, nu știu, mi-a aniversat ziua, cumpăra tort, șampanie, chestii pentru invitații de acolo care erau în... Mă făcea să mă simt foarte bine acolo, știi? În primul rând ca prieteni. După care a fost o perioadă în care eu mă despărțisem de primul meu iubit și am început să ieșim ca prieteni. Noi doi. Povesteam de fostele relații ale lui, ale mele. Era momentul în care ți-aducea flori? Când a început să-ți aducă flori? Prima dată când mi-a trimis un buchet mare și fain de flori a fost la Cerbul de Aur. În camera de hotel, când am fost concurentă, atunci mi-a trimis un buchet de flori. Ce an era asta? Nu mai știu. În ce an am participat? 2005? 2006. Nu, n-are cum, că Mai devreme puțin. Ne-am căsătorit în 2006. 2006. Da. 2006, da. 2006 în... când era? Septembrie, octombrie, ceva în august, septembrie. Oricum, da, era răcurică. Ce chestie. Dar nu e așa că, la un dat, e o chestie foarte drăguță. El îți aducea buchete de flori când pânează restaurant. Știu ce-mi spui, da. El îmi dădea la fiecare întâlnire câte o floare. La fiecare întâlnire venea cu o floare, cu un buchet de flori. Și mie, evident că rugam chelnerul să-mi pună florile într-un loc, știi, să nu se îmbeștajească. Nu, e normal. Știi? Da. Și eram atât de prinsă de ce se întâmpla acolo, de flama aia, încât eu când plecam de la restaurant niciodată, dar niciodată nu luam florile. Și după o săptămână m-a întrebat, nu prea-ți plac florile, nu? Și zic, cum, dar îmi plac foarte, dar pe mine nu mi-am dat seama de ce mă întreabă. Și de fiecare dată ai lăsat florile în restaurant, mamă, atunci m-am simțit super prost. Dar na, eram atât de, adică prefer să se întâmple lucrurile așa, că poate că mâneam la flori, nu mai era scânteia aia. Nu, e interesant și interesant că ți-a pus problema. Pentru că dacă nu comunica cu tine atunci, zicea, pe fata asta nu-i interesați, la revedere, adio. Da. A fost, eu cred foarte, foarte mult că o căsnicie este ca un, cum să zic, tot timpul un test așa, că trebuie să, ca să poți să menții mereu dragostea, comunicarea, armonia în casă. Mi se pare cel mai greu lucru, dar nu, cum să zic, greu în sensul în care, nu, dacă iubești... Te provoacă, exact. Când ai și copii este și mai... Pentru că te provoacă din mai multe direcții. Exact. Și cumva se stârnesc și niște situații când ai copii. Pentru că tu ești de o părere, el altfel. Adică mi se pare că foarte mulți părinți s-au certat, s-au despărțit din cauza faptului că n-au găsit armonia după ce au făcut copii. Mie mi se pare că atunci când copiii au venit în viața noastră, ne-au adunat, au făcut o legătură și mai strânsă. Adică ne-au dat sens vieții noastre, uite, noi ne-am întâlnit în viața asta să ne iubim și să facem lucrul ăsta, copiii ăștia minunați. Da. Eu așa privesc lucrurile și sigur că o căsnicie nu înseamnă numai tort, șampanie și petreceri, o căsnicie înseamnă să poți să te obișnuiești și cu bune și cu relele lui și invers, el să învețe tot ce-i despre tine. Și dacă reușești să treci peste, întotdeauna cred că trebuie să existe o balanță. Și să pui în balanța aia pe cântarul ăla, să pui lucrurile bune și lucrurile rele. Și totdeauna dacă găsești și mai multe lucruri bune, ești pe plus. Chiar dacă alea rele sunt niște lucruri care, nu știu, alea bune, totdeauna te agăți de lucrurile alea. Câteodată îți dorești să vină niște greutăți în viața ta, tocmai ca să descoperi
dacă cine e lângă tine este cel acela. Am auzit odată o vorbă la cineva și mi-a spus așa, zice, nu doresc nimănui, dar aș vrea cine zice că nu-i fericit, că nu-i bine, că nu-i așa, să meargă o vizită într-un spital și să plece de acolo să vadă dacă mai are aceeași impresie. Când o să iasă de acolo să zică, mulțumesc Doamne că sunt sănătos, sunt foarte bine. Și cumva întotdeauna mă gândesc la situațiile de genul ăsta, că și noi am avut la un moment dat o situație cu mama în spital și a fost foarte, foarte greu, foarte mulți ani. Vorbim de 16 ani, cred că a fost, înainte de nunta noastră. Și a fost greu. Și de atunci, cumva, situațiile de genul ăsta te învață ceva. Te învață cum să prețuiești oamenii din jurul tău, pe tine, să prețuiești tot ce ai primit de la Dumnezeu. Pentru că, în general, dragostea, nu știu, pentru cei care vă ocupa cu dragoste, mă rog, necăsătorită. Nu contează, asta nu înseamnă că nu iubește. Nu, eu cred că... Nu, am luat ce că troglodită. Nu, logodită, nu troglodită. Deci, asta înseamnă că iubește. Și dacă nu cred în... Sigur că eu am făcut lucrurile așa, m-am măritat când aveam 22 de ani, în ziua în care am plinit 22 de ani. Cine mai face asta? Dar... să intre fetele care o să vezi cum... Ia să veniți, voi să vezi. Ideea este că, da, atunci am zis, sunt tânără, mai am timp să mă mărit. Dacă tu l-am găsit pe a meu și cu el vreau să... Adică sentimentul era că vreau să fiu cu el. Și atunci am zis mie că mă mărit acum sau cu la 30 de ani. El, da. Învățată fiind cumva de alte cântărețe pe la concerte pe unde mergeam, ziceam, fată, cariera. Și eu am zis, uite, nu e adevărat. Se poate și carieră și e greu, nu e ușor, că luni dimineață când ajung acasă, ajung mai repede ca să pot să merg să duc copiii la școală, să pot să mă duc să iau, adică cumva trebuie să ai energie tot timpul, să fii acolo, dar este fericirea mea, este scopul meu. Dar în același timp lucrul ăsta energie. Ei pe care nu pot să-mi explic cum, rezist, dar rezist. Adică mi se pare că e... Și eu când mă uit la ei așa, când îi văd așa zâmbitori, în special Alice care nu zâmbește deloc, atunci îmi dă energie, că pentru că dragostea, în general... Rămâne. Da, asta e... Îmi place. La unele melodii nu mai știu, dar nu știu ce mă uit pe text, că deși știu versurile. Da, știu. Și când am prompter la concerte, chiar dacă știu versurile, mă tot mă uit în prompter, nu știu ce sunt. Dar știi care e chestia? Că după aceea când încerci să revii, după se frică nu poate să uite. Și știi, după aceea din nou în prompter. Mă rog că am intercom. Cu ce urmează? zi ce urmează. Intercom. Te rog frumos. Punem și mie niște fotografii în... Da, cu Mădălina Ghenea, da. Da, sigur, da. Și pune-le și pe screen să-ți le vadă toată lumea. Am în suflet nevoia de noi și zi după zi am speranța că nu te vei schimba. Orice-ar fi am să vin înapoi, chiar dacă mă încearcă viața. Rămâne dragostea. Dragostea e tot ce rămâne după atâta vânt și ploi. Inima îmi spune că vom rămâne doar noi doi. Dragostea e tot ce rămâne, ea mă aduce înapoi și vindecă durerea ce ne leagă pe amândoi. Să te las, nu te-aș părăsi niciodată. Eu nu mă voi schimba. Lângă tine voi fi pas cu pas, să nu te simți singur vreodată. Ai toată dragostea. Dragostea, dragostea e tot ce rămâne. Nu atât am și ploi. Inima îmi spune că vom rămâne doar noi doi. Dragostea e tot ce rămâne, ea mă duce înapoi.
Lacrimi sau zâmbet în zi de zi. Orice s-ar întâmpla, va rămâne dragostea. La rău și la bine voi fi lângă tine, să știi. Dragostea după atâta vânt și ploi, inima îmi spune. Cu saxul sopran, chestia asta mi se pare, chiar îl descoper acum, eu n-am auzit piesa asta cu sax sopran așa, e așa, e cu, în tandem cu vocea ta. Bine, cu Paco de Lucia știm care e problema. Sau cum te cheamă tine? Paco, atâta. Paco Rabanne. Paco Rabanne. Deci știi care e chestia? Paco Stea. Paco Stea, mă! Eu sunt Paco Stea. Și am o stea. Paco Stea. Zbor des cu avionul? Da. Știm. Băi. Zbor, zbor. Tu în fiecare zbor. Da. La fiecare zbor pe care îl faci. Da. Tu faci chestia asta? Să-mi iau milele alea. Say Jesus. Say Jesus. Băi, tată. Say Jesus. Say Jesus. Say Jesus. Gaspăr, tată. Say îmi cer scuze că deranjez. Dar suntem pregătiți să facem. Deci suntem într-un avion. Bagă-mă avionul. Bagă. Și acum suntem pregătiți. Hai. Say Jesus. 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 Say yeah. Seara, domnul și domnilor, în această decembrie, pe 7 și 8 la Bacău, o veți vedea pe Andra. Pe 14 și 15 o veți vedea la Cluj-Napoca. Și pe 19 și 20 la Sala Palatului. Atenție! Dar între timp, Jesus, se zice, s-a plecat, a sosit de plină mea. Și aduce daruri multe. Ule! La fetițe și la Sala Patru și la Cluj și la Bacău. Moș Crăciun, Moș Crăciun, Moș Crăciun,
publicul se ridică și dedică Andrei o piesă. Say Andra, 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 say Andra. Deci asta ar trebui să se întâmple în fiecare... În fiecare avion ar trebui să se întâmple lucrul ăsta. Ăsta e lucrul... Deci fii atât de aici. Tu trebuie să fluieri. Eu când fluier... Tu ai mai multe nebunii pe care trebuie să ți le pui. Adică, eu l-am apreciat foarte mult și am spus verde în față și public lui Bartoș când a zis, bă, vreau să iau niște amintiri din viața mea și să fac one man aproape show. Da. Și a făcut cu întâmplări din viața așa lui. Așa da. Am fost. Gândește-te la o chestie de genul ăsta pe care trebuie să o faci tu. Andra. Iar știi cu cu să vorbească, cine nu l-ar fi întrebat, care îmbătrânește primul, îl bogat sau îl sărat. Deci e un alt, băi. Multe zis. Eu aș face un spectacol ca asta, pe bune. Da. Vreau să întreb ceva. Care au fost cele mai tari bazuri care s-au rămas la inimă pe care le-ai dat tu la România au talent? Toate au fost, toate m-au mișcat în momentul respectiv. Acum sunt niște amintiri foarte frumoase, dar da. Eu în fiecare sezon îmi propun așa, să ofer acest buton concurentului sau oamenilor de pe scenă care... celor care stârnesc în mine emoția de-mi vine să plâng și nu mai știu ce să le spun. Deci în momentul ăla în care cuvintele... De prisos, asta, da, corect. Nu mai e ce să spui și emoțiile sunt atât de mari, adică e clar că acel concurent te duce în starea aia de... Te simți ca și cum ai fi la recitalul lui și nu la un concurs. Și e păcat că poți să oferi asta doar de două ori pe sezon, tu... Dar că sunt foarte mulți oameni talentați, foarte mulți. Mă bucur că există genul ăsta de emisiuni care poate să-i scoată un pic pe oamenii care n-au avut curaj în viața asta să cânte, să-și arate talentul. Ce-i baiu? Cu ce te ajut? Strângem aici, facem curat. E un lucru pe care știu de vreo câțiva ani de zile. Tavi, când a venit prima dată Sofia la evaluare? Cu 2 ani în urmă? Vreo 2 ani în urmă. Noi avem aici o academie și la această academie există o dulce fetiță care de când a intrat, ea mi-a spus, n-a zis cum o cheamă, n-a zis ce vârstă are, n-a zis ce vrea de la viață, a zis pentru ea, mie îmi place, eu iubesc pe Andra. A zis prima dată. Și când știam că vii la noi, i-am spus, uite vine Andra, vrei să-i spui ceva? Zice, aș vrea foarte mult să vin să o cunosc. Și astăzi am zis, ar fi cazul, ușor, ușor, ca Sofia să intre ușor pe ușă. Vai, am reșinat. Hai la mama aici, tu, mama. Ea vrea să-ți dea ceva. Oh, well, nu pot să cred. Vrea să-ți dea acolo. Să ieși bună. Eu sunt Andra, îmi pare bine. Hai la îmbrățișare. Așa și fetița mea mică. Iubita mea, ce faci tu aici? Hai la mine aici, stai aici. Bună. Ia uite, are o pernă cu noi. Da, are o pernă. Da? De la concertul de colinde, de la operă, nu? Acolo, așa eram îmbrăcată, vezi ce înseamnă să te minte cum te îmbraci la concerte. Ai fost acolo la concert? Și când te-ai apucat de cântat? Sau ce? Cum? E despre noi acum, iartă-mă. Înainte să fii fost aici la concert? Cântai deja?
Și cum, nu știu, mi se pare interesant când mergi la un concert și tu faci muzică, cum privești tu cu un concert? Adică te uiți și spui, și eu aș cânta piesa asta sau cum? Dar zi-mi, la academia asta te învață ceva? Da, Ți-a plăcut? Stai de că te țin eu, te țin bine. Cel mai bun loc e la Andra. Știi, în momentul în care te îmbrățișează, nu mai scoți o vorbă. Asta ce e aici? Eu aș vrea ca... Domnul Berenciu, are ceva aici, o scrisoare. Da, e scrisoare pentru tine. Da? A, și o citesc după? Da, cum vrei tu. Dar tu cum ai vrea? Adică mi-ai scris ceva care e doar pentru mine. Ai scris-o de tine, de mână, vai ce frumos. Da. Numele meu este Sofia și vreau să spun că te apreciez foarte mult pentru cariera ta frumoasă, pentru vocea ta uimitoare și pentru faptul că mi-ai dat un model de urmat în viață. Oh, mulțumesc din suflet! Pentru că Sofia se pierde acolo în brațele tale, o rog să vină acum în brațele mele, că știu și eu să îmbrățișez. Și de aici bine, ar hai, vrea... du-te la Horia! Ar vrea să scânte... Care e piesa ta preferată? Știe mama că asta îți place. Și vrei să o cânti? Ai vrea să auzi ce nu auzi când îți vorbesc, să simt ce nu simți când te iubesc. Ai vrea să auzi chiar și atunci când îi șoptesc și spun ce-mi doresc. Când tăcerea e prea grea, orice s-a întâmplat, tu ai rămas cu mine. Când am fugit de noi, tu m-ai tras spre tine. Îți amintești când îmi spuneai, știi că iubirea schimbă tot. N-aș fi crezut că am să pot să accept să fiu altcineva, de teamă că ai plecat. Știi că o vorbă schimbă tot, chiar dacă o arunci întâmplător. Dar ți-am iertat tot ce păcat și încă o mai fac, fiindcă iubirea schimbă tot. Aș vrea să crezi, să mai vezi când am pierdut ultimul tren. Suntem noi, suntem la fel. Ne-am pierdut, ne-am regăsit, ne-am uitat, ne-am întâlnit mereu. Tu simți ce simți și eu. Orice s-a întâmplat, tu ai rămas cu mine. Când am fugit de noi, tu m-ai tras spre tine. Îți amintești când îmi spuneai, știi că iubirea schimbă tot. N-aș fi crezut că am să pot să accept să fiu altcineva, de teamă că ai plecat. Știi că o vorbă schimbă tot, chiar dacă o arunci întâmplător. Dar ți-am iertat tot ce păcat și încă o mai fac, fiindcă iubirea schimbă tot. Știi că iubirea schimbă tot, n-aș fi crezut că am să pot. De teamă că ai plecat, fii că o vorbă schimbă tot, chiar dacă o arunci întâmplător. Dar ți-am iertat tot ce-i păcat și încă o mai fac, fiindcă
că iubirea schimbă tot. Ce Sofia. Surpriză, frumos, deci mi s-a ridicat părul pe aici, pe mine, mă doare carnea pe mine, așa. A fost cea mai frumoasă surpriză pe care puteai să mi-o faci. Doamne, deci faptul că îi place muzica mea, dar și că a ascultat atât de mult cum cânt, încât a făcut acel, da, toate intervențiile alea de le... M-ai făcut foarte fericită, să știi. Jur, doamne, să știi că în timp ce a început să cânte, m-am gândit exact la aspectul ăsta, zic eu, la începuturile mele. Deci exact așa, micuță, brunețică, ca tine, exact, m-am regăsit total în apariția ta de aici, coafată, la fel, adică mă ducea tata la coafor să mă fac, mi se pare, m-a emoționat foarte tare, să știi, am un nod în gât de bucurie, știi, că văd asta și îți doresc din toată inima să te duci pe drumul ăsta, să ajungi mai mare decât e Andra în România. Unde vrei tu să ajungi, acolo să ajungi. Aplauze pentru Sofia. Să nu existe nicio barieră pentru tine în viață. Să hai, du-te și pupă pentru ultima dată. Hai, iubește-mă. Du-te la lecție, dă înapoi la lecție. Astăzi iubește-mă mâine. Știi ce-s asta? Să ascult și pe asta internet să vezi ce fain. Doamne, ce frumos. Mulțumesc din suflet. Știți că iubirea schimbă tot. Place să mă mai joc. Doamne, ce melodie frumoasă. Știi, e că tu te obișnuiești cu ele, le cânti. Dar în momentul în care vine un copil, uite, cu o voce așa de frumoasă și îți cântă piesa, zici, n-am trăit degeaba, uite ce piese faine. Fain, foarte fain. Sentimentul ăsta este, mulțumesc. Mulțumesc din suflet. Ia, ați plâns. Dar nu v-am făcut eu să plângeți, că... Să mai mâncăm, vă rog frumos, acum. Când vă cu fericirea, toată speranței, na-na-na-na, parte. O mai aștept și mai sper. Vreau să te întreb ceva. Liniște! Sunt singurul artist care i-a adus de mâncare? Că mă face râs dacă nu mânc tot. E singurul toată artist. Lumea mănâncă, da? E singurul artist care i-am dat chinezește de mâncare. Singurul care... Dar fii atent, dar știi... Voi n-ați văzut. Dar azi, dă-mi coace, mă! Zic, nu, zic, ia asta, mică. Zice, nu. Ia-o tu pe aia. Ia asta, mă, nu. Dă-mi ceva, mă. Doamne, păi cum vezi, mai deci femeia așa zdravănă să cânte la... Aia, așa mică. Eu spun, ești în momentul ăsta, în pârgul... Eu cred că ești numai bună de... Cântat. Haide! Mi-e frică de tine. Dar continuă ce ai vrut să zic. Nu, place cum gândești. Băi, asta e diferența între mine și Cătălin. Hai. De mine e frică. Asta e. Nu mi-e frică. Odată, știi cum? Odată nu așa de frică, nu mi-e frică. Odată am un cal alb aici, știi cum? Dragii mei... Cal alb, tu ești. Dragii mei, vă atrag atenția că... S-a gătat? Nu. Ca să știu să nu mai mănânc. Maria este un nume foarte... Marie. Nu? Hai vreau să contăm, sau ce? E vorba de Marie și... Mărioară, Nu, nu e acolo, nu Mărioară. Da, gata, Mărie și Mărioară, m-am prins. Deci fii aici. Am crezut că vrei să cântăm aia a lui Ionuț Fulea cu Mariana Deac. Auzi, tu cu cine semăni eu? Tu? Cu Horia Brânciu. Deci știi care e problema cu fata asta? Nici nu pot să-i spun.
Spune, spune, ia, puiule. Tu trebuie, iată-te aici, Eva ca Eva. Dar spre Sfântul Sfântul să zică cineva, vreau să fac un film cu Andra. Păi atunci să vezi și... Dacă cineva ți-ar zice, de mâine faci un film. Nu mă duc, mă, că nu-mi place să mă pup cu alții în filme. Dacă trebuie să mă pup, mie nu-mi place. Îți mai pudică de fel, adică nu știu că poate nu pare, că vorbești și spun de multe chestii. Când vine vorba de situații de genul ăsta, am jucat odată într-un videoclip, m-a pus Petre Năstase, pe care îl iubesc foarte mult, așa, pentru că am lucrat foarte mult cu el și m-a ajutat foarte mult în cariera mea. Și a venit la un moment dat videoclipul Rămâi cu mine. Și au zis, trebuie să te săruți, că e căs... da, căsătoria aia cu cercei. Știi că toată mea cea că e în text e să-mi dai cercei, dar e să-mi dai ce-mi ceri. Și mă rog, toată viața, da, cercei. Și au zis, trebuie să te pup, aducem un manechin de ăsta frumos. Mă, eram la început relației cu Cătălin și am discutat chestia asta, ce, da, și Beyoncé și alții fac. Adică cumva tendința era pe vremea respectivă că trebuie să purtăm body-uri ca să fim ca ea de afară. Total greșit, pentru că România are... România are altă gândire, al public, adică am înțeles asta între timp, dar am încercat ca și artist multe situații de artiști de afară, că am zis că să fim ca afară. M-am prins până la urmă cum e treaba și de fapt trebuie să fii cum ești tu. Bun, ca dar și artist. Dacă totuși te prinde într-un și film. Și m-a pupat asta, zic, m-a sărutat unul în clip, dacă n-am plâns 3 zile, știi? Nu că nu mi-a plăcut, că nu e că situația, dar să știi că te filmează, că te pup cu cineva cu care abia te-ai cunoscut, adică eu nu m-a pupat fără sentiment. Trebuie să am un sentiment, adică la modul ăsta zic, știi, ca și actor trebuie să fii în situații, să fii, să gândești într-un fel, adică... Uite ce, fac un film nou pe Aripile Vântului și n-au găsit unul mai înalt, mai bine făcut decât subsemnatul, da. Și e o fază de dragoste în care tu zici, nu mai pot fără tine, că asta este... Eu să zic. Vivian Lee zice, era o chestie de te iubesc, te urăsc. Pardon, da. Deci tu te poți schimba, uite, uite, iubire. Da, știu să redau asta. Adică ură, și eu acum ură. Deci, știi ce am zis? De asta e. Avem la final, un singur săru la final. Întrebarea producător. Da, cum o întreb? Întrebarea producător, e pe fir. Da. Vei plânge 3 zile după ce ne pupăm la finalul filmului singură dată? 3 zile și 3 nopți. A, pe după o sărutare de asta, așa. Nu știu dacă... Am fost la câteva castinguri, dar nu mă simțeam pregătită, sincer. Exact asta vreau să spun eu, că după 33 nopți, vreau sărutarea ta, vreau numai dragostea ta. Da, nu știu. Nu, știi, nu întâmplător am scos melodia niciodată, să nu spui niciodată, că nu știu cum o să gândesc. Poate să vină, cum să zice, perioada la 40 de ani, când o să fac 40 de ani, o să fiu nebună și vreau să joc în toate filmele. Nu. Dar nu, adică la modul, să zicem că, nu, să nu zic niciodată, nu operații, nu asta, nu asta, nu. Nu știi ce îți rezervă viața. E adevărat. Nu știi niciodată. În momentul ăsta așa gândesc, așa simt. Și m-am ghidat toată viața după ce am simțit și nu mi-o mers rău. Amânăm câteva luni, da. Da. După ce face concertele, da. Mă, da, la unele o să fiu și eu, da. Îți dai seama să da. Într-o producție de genul ăsta, și el și eu, pe să ducă și atât ăștia acasă, tu cu energia ta și mai vin și eu, care vorbesc mult și... E clar, să termine, să o închizi la prăvălie. Deci... Și am zis, verde, sălcioară! Da! Hop, hop, hop! Mamma mia, viol, clarinete! Hop, 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 hop! Și-am zis verde sălcioară, mărie și mărioară. Să fie barul. Barul să fie de blou, să nu mă omor de tot, mă. Mărie și mărioară, iau un par de omoară. Zile, m-a lăsat! Hop, hop! Hey!
nu-mi zice nimeni școală. Hai la hola! De trei zile zac în boală și nu-mi zice nimeni școală. Ar te-i zice Andra mea, m-ar mai trage mai trage. Nu-mi zis verde să-l și oară, Mărie și Mărioară, să fie de plor, să nu mă mori de tot. Mărie și Mărioară, iau o parte, mă o pară. Vrei cealaltă, să intri în cealaltă, nu? Da, 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 da. A, tu, anume știam. Dar fain oricum, îmi place, îmi place. Măi, mie asta păi da, nu sunt repetate, nu sunt repetate, dragilor. Deci fii aici. Da. Alice, fii atât când a venit, ea știa. Ăsta e expert. Ăsta e, Marius e... El s-a născut în Târgoviște, care Târgoviște zicea... De Târgoviște. Așa cum era gruia cu tragotul, ăsta era cu Vioara. Fii aici. Fii aici. Fii aici. Târgoviște. Au, 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 inima mea. Să trăiască Târgoviștea! Că nu știu să se înoară, sunt venit de la țară, fetițu, fetița mea. Deci, el e așa trist, știi? Când cântă la pian e trist. Trist. Și acum fii atent. Uite, ia Vioara, uite la față, uite la față. Schimbă fața, și se schimbă fața. Uite-te la, uite-te la. Fața ta, fața ta. Da, da, se da. Schimbă când iei Vioara. Doamne și doamne, vă atrag atenția că aici e Ciprian Borbescu versus Perinița. 1, 2, 3 și... Tu aia aveai sau care, băiat? Da, 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 da. La, la, la. Hai, hai! La gorj te duci și vii, norul n-are căpătâi. Mărioară,
toți măi, ia la necapră doi și nu te iubi cu toți măi. Și în costrup. Ai ceva duminică? Duminică vin cu voi, vin, nu-i problemă. Partea de populară eu o susține. Deci fii atent aici. Mi se mai spune Maria Tănase. Mi-au zis unii așa. Eu... După concertul tradițional, că am avut tribut Maria Tănase și am încercat să cânt pe genul ei, adică nu cu foarte multe influențe, multe melisme, știi, am cântat mai drept și foarte mulți m-au asociat că am încercat să mă apropii de vocea ei, de timbru. Deci tu ești, ca să înțelegi, tu ești un tot. Vocal și video. Ești o femeie foarte frumoasă care spune, dragă-le. Băi, vorbesc serios. Iartă-mă, te rog. Dar te rog să-mi faci așa, îmi place deci, să-mi faci o declarație. Iar dincolo de asta, tu ești o femeie care acum, cu viața pe care o ai, cuvântul tău cântat este mult mai puternic decât în orice parte a vieții tale. Mai ales că acum ai maturitatea asta senzațională. Mai ales că acum te și văd. Și văzându-ți spectacolele, intri în mine aia de la început. Nu faci lucruri de genul aș vrea să vă cânt o bucată muzicală. Nu știu, nu. Dai totul când cânti bucata aia muzicală. Și eu aș vrea, ca în viitor, ușor, ușor, să dai nebunia ta. Nebunia ta deocamdată pe scenă e reținută. Eu aș vrea să se deschidă ca o floare. Da, adică tu ți-ar trebui acum... Deci mă reține chestia asta întotdeauna că port ocuri. M-am gândit, numai că-s mică de înălțime, m-am tot sperat că o să cresc. Nu. Doar o femeie mă poate înțelege în acest moment. De multe ori mă gândesc de ce Brenciu sare pe toate balustradele și toate balustrazele alea și pe toate scările alea. Noi sărim da. Și noi, da. Deci m-am văzut la Vlăduța Lupău, care a fost o provocare pentru toată lumea să coboare. Eu am și căzut acolo. Nu cred. Da, am avut altă ținută, de aia eram în sacul ăla de pe mine. Pentru că am căzut și m-am julit destul de tare, asta până să ajung la petrecere. Eram cazat acolo, fiind nașa. Și zic, stai, aveam rochiță. Și am pus sacul pe mine că eram julită. Și mă gândeam dacă eu cu teneș alunecam. Dar cu tocuri chiar v-am apreciat că ați coborât scările alea. Ai văzut da. Că ne țineam una de alta? Am văzut și pe când am văzut că cobori acolo, luceafărul meu acolo, cum ai coborât. Am zis, hai să mă duc să-l ajut. Dar apreciez enorm curajul cu care... Deci coboram. Te... Și fiecare pas. Adică nu e ca aici. Aici da. Când pășești, aici e o chestie normală. Este o lemn, all the way. Acolo că era o piatră mai sus, o piatră mai jos, o piatră mai sus. Păi de-aia am căzut, da. Știm. Intră în talpă. Și transformam toate durerile, că le concentram și băgam în voce. Ceea ce vreau să scot în evidență este că o femeie cântăreață are mai multe greutăți decât un bărbat pe scenă. Adică uite-te, mergem la o cântare, la Suceava. Băi, faci nu știu câte ori pe drumuri, câte ore, da, pe drumuri. Băieții mănâncă, se duc în camere, 2 ore au dormit. Noi 2 ore stăm să ne machiem. Măi, deci în momentul ăla îmi vine să iau și să sparg tot. Și zic, băi, acum am doresc să fiu bărbat. Este, poate unii oameni nu înțeleg, dar 2 ore să stau să mă pregătesc, după aia concertul, după aia demachierea, după aia, adică, ok, asta ne-a dat viața, așa suntem, avem și avantaje că suntem femei, unele, dar în situația asta, de multe ori, pe scenă, faci niște compromisuri, spui nu știu ce corset ca să arăți bine, că România oricum dă foarte multă atenție imagini și nu e ca în afară când poți să mergi în pantaloni scurți și să cânți și să te doară undeva. Da, noi, pentru noi românii contează cum te îmbraci, cum te aranjezi, știi? Și atunci trebuie să ții conști de chestia asta. Și pentru mine a fost asta un fel de minus în punctul ăsta de vedere al energiei, că ba mă ținea corsetul, ba aveam tocuri și cam bleagă la picioare, nu pot să zic că dacă scări, am pus-o, deci... Vrei să-ți fac niște încălțări comode? Nu vrei să-ți fac o reziliență
Dacă nu înțelegeți cuvântul, mă întrebați, da? Spune, dragă, spune. Și când zic un cuvânt de asta, oh. Oh. Mulțumesc, nu trebuie să... Așa? Mai solidă, o tonifiere. Ai grijă ce spui. A mușchilor de la picioare? Zi, da. Adică tu vrei să spui că eu n-am mușchi la picioare. Păi adina ori ziceai că tremur când că... E, păi dar nu tremură mult când am mușchi. Dar și mai mare decât tremură acum. Tremură că am kilogramele mele. Ești formidabilă, mă. Nu există așa ceva, mă. Uite, mie să iau și eu din chinezările. Uite-te, dar lasă că se poarte mama tocuri. Băi. De mâine e la dietă. Tenisul este sportul pe care puteți să-l practicați și în momentul ăla, din cauza schimbărilor de direcție, din cauza alergăturii, opririi și așa mai departe, două ore te miști în continuu și mai și stai, da, te poți servești. Poți să joci tenis pe tocuri? Cine o zis? Dacă... Cristi? Bravo! Da, mă, da! Ce faci, duminică? Uite, uite, deja m-am pierdut orice poftă de mâncare. Ia, ce bună e. Asta e viața, asta e trăire. Eu nu pot să renunț așa ceva, să mănânc salată toată viața. Bun, pot. Fii atent aici. Ghiciți ce făcea Andra când era mică și era Crăciunul cu bomboanele din pom. Le mânca. Ce puneam? Da, da. Și închideam înapoi. Punea bomboanele în spate. Știi, dacă bradul era ăsta, uitați-mă, dacă bradul era ăsta, așa, și aici, pe aici trecea ea și mama ei, da? Aici puneam bomboanele în spate. Ca să nu se vadă că le-am mâncat. Nu te gândi că erau multe bomboane, că era sărăcie. Atunci aveam 5-6 bomboane, 3 în față, 3 în spate. Și... S-a inspirat de la mine. Numai că eu făceam și mai mult. Mâncam toate bomboanele și băgam undeva în dosar, undeva pomul de Crăciun. Noi eram 4. Gândește că trebuia să mai las și la alții. Și erau puține. Și da, a fost frumos. Tot ce am trăit a fost extraordinar de frumos. De aceea, eu când am văzut... Să știi, am văzut pe foarte multă lume cântând piesa asta. Și am zis, ce cu piesa asta? Eu nu mă prea uitam pe vremea respectivă pe YouTube. Și am zis, ce cu piesa asta? Și o să zâmbiți. Zâmbiți? Așa. O să râdeți. Dar am zis, dacă eu nu cânt piesa asta, atunci cine? Dacă eu nu-mi închipui un vis de iarnă. Acum în octombrie. Ăsta o să-l cânti. Vrei să cântăm. Ăsta o să-l cânti la... Bine, e o melodie scrisă de Andrei Tudor, pe care îl ador, efectiv. Este un om cu care am o conexiune specială. De fiecare dată când Andrei cântă, mi se pare că e o... Nu știu, se creează o magie. Omul este atât de talentat. Și Eddie este foarte talentat și de fiecare dată. L-am crescut bine. Da, deși atât aici. Andrei Tudor l-am felicitat din prima și mă întâlnisem zilele trecute cu Marcel Pavel, prietenul lui Cristi. Și al lui Cristi. Și i-am zis, cea mai frumoasă piesă pe care Andrei Tudor a scris-o este De Dragul Tău. Da, ador. Deci piesa aia, superb. Numai să-i aud fiecare inflexiune. Mi se pare că piesei. Cam tot ce a scris a rămas așa în inimile noastre. Adică sunt compozitori care scriu piese și îți rămâne o melodie. Dar mi se pare că Frumoasa mea, De Dragul Tău, Vis de Iarnă, este cel mai cântat colind sau din ceruri, din gealb, de toți copiii care vor să meargă să cânte sau să-și filmeze un colind, știi? Un colind nou, mă gândesc. E foarte interesant pentru că tu aici ai setat când veneai cu trenul, te-ai filmat și după aceea n-o să mai fie iarnă, dar dacă ți-e doar de iarnă, dă drumul la clipul Andrei și vezi acolo cum e zăpada. Ăla a fost primul videoclip în care... primul videoclip pe care l-am filmat și la care nu puteam să mă uit fără să nu plâng. Pentru că e toată familia mea acolo. Era în anul în care m-am căsătorit, cred, dar nu a apărut și Cătălin, că era despre altceva, era despre a ajunge acasă unde ai crescut între cei dragi, da. Familie, copii, ce înseamnă Crăciunul, că ai, că nu ai, iubirea acolo e importantă, e... nu mai contează nimic. Și melodia este despre așa ceva. Tu ce faci pe 24 de obicei? Întreabă-mă, dar Horia, tu ce știi? Ce faci? Da, dar tu ce faci, Horia? A, bună întrebare. Da? Eu mă duc cu bobonete la colindat. Da? 4 ore cântăm la toate ușile. Bobonete cu Robert Tudor, cu copiii noștri și... Asta am făcut toată copilăria mea. Deci când am început cu 3 ani în urmă... Vreau să caut ceva să...
să-ți arăt. Când am început să colim cu 3 ani în urmă, i-am avut grup coral Astra la Brașov, cu care la 20 de ani mergeam în toate bisericile pe 24 decembrie. Și de atunci până acum, până cu câțiva ani în urmă, n-am mai colindat. Ines, iartă-mă, te rog, cauți o filmare cu toată familia mea când colindam. Ines, caută tu filmarea când toată familia cântă. La un saxofonul sopran, stă degeaba, o inflexiune ar veni foarte bine aici. Parcă suntem la un concert cu Kenny G. Am găsit altceva. O filmare cu mine când cântam la, apropo, la nunți și aveam 9 ani. Nu cred. Nouă ani aveam. Te-ai cât în spate? La tobă! Tata la tobă! Tata la tobe, fratele meu, la clape. Oh, da. Mă sună să Cătălin sau ce? Nu. Tu, du-te, asta... mă. Pe ce ai apăsat? Nu știu. Nu știu cât trebuie. Nu se poate. Cum? E de pe casetă. Nu poți să dai. Așa, ce vibrat aveam. Extraordinar. Neființa. Vreau să vin viața. Na, ca să vezi ce cântam la 9 ani. Și mai am una, dar cântam și populară. Stai că am undeva. Să trăiască mireasa. Auzi. Cu tata, cu ce ziceam. Da. Ai de mine ce amintire. Acum că am căutat asta cu colindele și zic, uite mă ce am găsit. Dar voiam, nu știu, că stăm de ceva ore aici, mă dă măruță în dispariție. Cât e ceasul? Ai spus tu că până mâine și mă, da. Nu m-ai păcălit. Noaptea. E două, doar două. Hai, cântăm asta așa, păi după aia dacă găsesc bine, dacă nu... Stai liniștită, dragă. Dar vreau să vă arăt energia noastră de colindat. Am fost odată... Noi mergem așa. Deci mergem la colindat la soră mea, după aia la altă soră de-a mea, după aia la o verișoară, la neamurile noastre și la final mergem la ai noștri, la părinții mei. De obicei veneau cu noi, dar în ultimii ani, când am fost noi la colindat, ei ne-au așteptat acasă. Și faptul că au trecut ani atât de mult peste ei și peste noi. Așa. Vai, deci am ajuns la ușa lor și ne-a apucat un plâns când ne-am văzut în ușa aranjată așa cu pălăria, tata își punea pălăria, mama și aranjează așa, privirea în jos cumva. Deci a fost atât de greu să colind și mi-am dat seama, băi, fraților, nu-s vorbe în vânt, nu-s vorbe aruncate, aveți grijă de părinții voștri, iubiți-i cât sunt în viață, prețuiți-i, pupați-le mâinile, pupați-i în continuu și iubiți-i și spuneți-le cât de mult îi iubiți. Și mi-am învățat toți prietenii, sunați-vă părinții, nu-i rușinos ca tu adult de 40-50 de ani să-i suni pe ai tăi, să-i spun, mamă, te iubesc, tată, te iubesc, dar ce-i baiul? Nu-i niciun baiul, numai te-am sunat să spun că te iubesc. Mi se pare esențial să menții iubirea asta și să se știe iubiți, chiar dacă tu, la rândul tău, ai familia ta, ai copii și copiii îți spun te iubesc. Mi se pare că trebuie să dai înapoi ce ai primit. Mă iubești? Nu, am reținut de tine. Pupați în continuu. Pupați în continuu, da. Nu, am găsit... That's what friend noi te iubim. Mulțumesc eu pe voi. Keep shining. Keep shining, I'll be on your friend forevermore. That's my friend of home. Vai, Doamne. Uite pe-ai mei ce frumos eram. Când era un naș la o nuntă. Oh, Doamne. Dai că tu trebuie să se facă actor.
Îl vedeam în scrisoarea pierdută. Dragi de ei. Cea mai bun, mai sfânt, amins sau nu, acasă pe la noi. Eu știu ce mult mă așteptați și voi. Aș vrea să stăm la gura sobeian, să-mi dați un vis și o poveste-mi da. Și văd, și văd colin, colin, și văd colin în gând, cu orice pas, tot mai aproape. Voi sunteți tot ce mai bun, mai sfânt. Voi sunteți tot ce mai bun, mai sfânt. Yeah, yeah, yeah. Voi sunteți tot ce mai bun. Foarte greu să cânt piesa asta și în concerte, nu știu. Deci la Ateneu a venit tata la concert și s-a pus la probele de sunet în primele locuri acolo să vadă repetiții, să vadă cum sună. Băi, deci am început să plâng și am zis, tata, tu nu poți să stai în timpul concertului aici. Melodiile astea oricum aduc multe emoții. Dacă te și văd pe tine sau pe mama, nu o să pot cânta. Și a durat ceva până m-am obișnuit cu ideea că trebuie să, că vor și ei să mă vadă, da, și să mă asculte. Anul trec, nu, acum 2 ani, când am făcut concertul de colin de la Cluj, era undeva, dar am zis, nu în față, nu în față, dă-le locuri mai în lateral. Ei își vor acolo, în primul rând, dar aș fi mult prea atentă la reacțiile lor. Absolut, absolut. Tata, dacă vede că un pic, dacă... Ce baiu? Ce-a făcut? Nu a mers efectul, nu mai... Se duce la sunet, se ridică, se duce la sunetist. Mă, dă-i efect, dă-i face... Nu. E acolo o trăire cu mine, tot ce cânt, tot ce fac. S-a certat cu toți sunetiștii din România, tata, dacă... Da. Deși cred. Dă-i efect la fată, de ce trebuie acolo, gain, ce fă, ce zicea el cu... Dar toate cu bune intenție. Eu între timp m-am gândit foarte clar că dacă e Crăciun și dacă tot ne vom vedea la Cluj, la Bacău și la Sala Palatului, trebuie să cântăm ceva de Crăciun. Da. Eu am pregătit niște versuri, este o melodie pe care... A scris-o Cristi când era mai tânăr. Ce frumos scrie Cristi. Nu e frumos Cristi. Ce a scris Cristi e frumos. E frumos ești Cristi și mai ales să scrie Cristi. Să nu insistăm cât de frumos e Cristi. Vă rog foarte mult. Așa. Deci, mă tot uite să văd dacă mai sunt versuri la altă piesă, dacă te gândești să cântăm ceva. Deci, eu vreau să ți le dau. Astăzi e un fel de repetiție pentru concertele tale. Rugămintea mea este să... Nu, eu, suntem aici, copiii, am învățat și noi piesa de corect, că n-am mai cântat-o de mult timp, pentru că noi cântăm numai cu dansuiri și așa mai departe, și asta e prea... Așa e, mai soft. E o chestie cu mult... E o melodie foarte frumoasă, da, o știu. N-am e o melodie de Crăciun, la... e un fel de noapte... Am ocazia să te ascult acum. Am cântat Vizdeană, o să moțe și eu un pic pe ea, de... pentru că... Adică mi-aș dori să cântăm acest cântec, e superb. Deci ca să înțelegi cum o să fie la Bacău, Cluj și Sala Palatului. O să fie tu o strofă, eu o strofă. Deci cum ar veni, el îmi face playlist-ul la concertul meu. V-ați dat seama, l-am invitat și el zice, să vezi cum o să fie. Poate vreau deci să cântăm, vreau sărutarea ta la Colin, de ce? Ți-o dau și te liniștești. Așa nu mai suport. Drop the mic. O să cânt... La asta mă gândeam și eu, să știi. E superb. Străzile în alb s-au îmbrăcat, cerul e albastru și curat în noaptea asta minunată.
dragii mei. Noaptea de Crăciun. În noaptea minunată. Dacă asta era finalul, da. Când cauți eu niște clopoței, atunci dispar. Da. Deci am cântat în tonalitatea lui, da? Da. Doamnelor și domnilor. Am cântat în tonalitatea lui. Băi, ești formidabilă, mă, ești formidabilă, mă, ești formidabilă. Mă, zic că ea, ia uite, au ieșit venile pe aici, păi mă, chiar că e sus. Ia, ia. E sus pentru mine. Nimeni. Asta e bine, acum am cântat, o trecut piesa, ok, la facem o repetiție pentru sala palatului. Deci am făcut o repetiție pentru sala palatului. E bine, oricum, eu... O să am grijă ca și invitatul meu să se simtă foarte bine și o să dau o tonalitate. Nu ca alții, dar e ok. Deci nu, de mort. E ok, ok. Da, pe dacă el o drop de mic și eu o drop de mic. Nu știu ce... Noi suntem prieteni, dragilor, dragă, nu ne certăm aici. Nu, nu, deși mi-am place drobul, nu dropul. The mail? The mail sau the mail? The mail. Ți-am povestit cu mama când a sunat odată cineva pe telefonul tata și... Ea cu engleza nu prea le parlește și... tata și-a uitat telefonul acasă și a zis omul ăla, da, cu Andra, un concert, da, domne, toți artiștii trec prin mâna noastră, mama, știi? Și zice, tu, m-a sunat, tu, Andra, o sunat cineva pe numărul tată tău și a spus că îi trimit eu mail, tu. Zic, tu, mama, ești sigur că nu zici mail? Ba, tu cred că așa au zis, dar m-am gândit că nu, no, e din sărbătorile și... Deci, da, apropo de cum percepi limba. Dragii mei, se pregătește felul 3. Mă rog, felul următor. Cătălin Măruță, desertul preferat. Nu, eu sunt tentat să-i serios, vine ceva sau... Bineînțeles că o să vină. Să termin, nu, dar... Nu, nu, că ăsta o să rămână pe masă, îți dai seama. Cine a dat ideea cu tradiționalul? Ioi. Nu mă mai pot concentra, că am văzut ceva. Tarara, 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 tarara. No, păi tu l-ai, domne, așa ceva, nici podcastul meu n-a văzut. Deci eu vreau să vă zic ceva. Era tarara, 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 tarara. Hei! Te rog. Am vrut să zic ceva. A, așa. Eu sunt pofticioasă, ați observat că n-am mâncat tot, da? Eu gust din toate, dar nu... Băi, da. tu... Long John. Astea-s gogoșile. Deci fii atent aici. Una bună se cere. Să te atingi de gogoașa mea. și era o chestie. Era undeva, era un referent ăsta dus, care se repeta în continuu și la un moment dat zi, știi că preiei chestia asta și în vocabularul tău și începi. Da. Azi am o zi grea, mâine am azi am o zi bună, știi, de fiecare dată prostiile să le bagi imediat în repertoriu, nu cumva să le scap puțin. Azi dragi... melodiile care îți rămân... Perfect. Este important să vă știți că unul dintre, dincolo de prezența la Wembley și dincolo de prezența la Cluj, dincolo de prezența la Sala Palatului, într-adevăr, tradiționalul, cred eu că a fost... cea mai bună expunere a muzicii tradiționale românești cu cele mai prestigioase vedete, nu că n-ar fi existat înainte niște emisiuni de cuiz popular, cu tentă populară majoră chiar, dar tu ai reușit să faci acest tradițional să fie o marcă și spun foarte, e ca și când ești sub amprenta ta, sub în familia ta, ceea ce mi se pare extraordinar. De asta spun că lucrurile când vin natural vin. Eu întotdeauna am arătat dragostea mea față de muzica populară. Pe unde mergeam, la orice emisiune, strecuram câte o strofă de muzică populară, eu cântând la nunți, când am început în festivaluri, am concurat la concursuri de muzică populară, aveam trofee de genul ăsta. Mi-a rămas zahăr. Nu. Am zis ce? Mi-a dat multe și de-aia zic, înseamnă că era cantitate mare de zahăr. Vreau eu să, da. Dar nu fac pagubă. Vreau să eu să fac. Glumesc. Cumva, vezi, toate vin la momentul potrivit. Așa a venit primul concert la Sala Palatului, Iubirea schimbă tot, când aveam 30 de ani. Da. Puteam... De ce nu s-a întâmplat mai devreme? Așa a fost să fie. Cine a fost cu ideea acestui concert? Cătălin.
El știind, adică vezi ce înseamnă. Am înțeles. Jumătatea ta mai bună când știe de fapt ce vrei, dar el știe să pună în practică, în fapte, ceea ce poate tu n-ai îndrăznit vreodată să visezi. Adică, sigur că mi-am dorit, dar am zis, da, ce înseamnă. Și atât de frumos și-a adunat niște oameni și o echipă extraordinară care, efectiv, ce îmi doream eu, asta se întâmpla, dar fără să spun neapărat cu vorba. Parcă ne înțelegeam din priviri. Da, pentru că era Adrian Batista, care este pentru mine, nu știu, omul care mă ajută să pun în scenă cele mai frumoase concerte, concepte de, știi, un concept frumos. Întotdeauna vine cu cele mai frumoase și mai curate idei de concerte. Merg cu ochii închiși, efectiv, atunci când fac un concert și știu că Adrian Batista, că poate să vină să ocupe și el și Oana de concertele mele. Sunt extrem de fericită, știu că se va livra ceva foarte frumos, o experiență de neuitat pentru oameni. Și mi-am dorit, sunt foarte multe, e greu să faci un playlist pentru un astfel de concert. Adică stau foarte mult, mult. Mi-e place să scriu. Adică eu scot... Să scriu, nu versuri, poezii. Îmi place să-mi scriu ideile, să le aștern pe foaie. Am înțeles. Sunt de modă veche. Când mă duc la un studio, oamenii îmi trimit textul, dar eu îl scriu. Am înțeles. Îl scriu de mână. Pentru că îl pătrunzi scriindu-l. Da. Și îmi dau seama că dacă le scriu ideile... îmi dau seama dacă e ce trebuie sau nu. Eu cred că acum la 33, cât 34 de ani cât ai, eu ar trebui să te ocup de filme. 38 de ani am. Da, am 38 de ani. Pentru că am 38 de ani. Dar și multe alte cântărețe sunt așa. Și ce, nu e ca și cum... De multe ori oamenii percep că mă știu de foarte multă vreme. Da. Și când îi întreb eu cât crezi că am, mă, îmi spun mult mai mult și mă enervez. Zic, cum adică, mă, zic, păi te știu de o viață, tu cânti. Pentru că eu am început la 14 ani și moda de atunci era mai bătrânească, cum ne îmbrăcam noi față de acum, știi? Da, corect. Părea că am mai mulți ani decât aveam. Și cât că de-aia, dar nimic nu mă dobară, nimic nu mă... Înainte de întrebările de final, ultima partitură, copii, despre ce este vorba? Doamne, n-alta, tântânta, pe lângă drum, pe lângă șans. Ce asta? Ca să mi te fac nevastă, am dus viață de năpastă și cu lumea m-am certat. Ca o garofiță neastră, înflorea căsuța noastră, dar tu, dragă, ai plecat. Căsuța noastră, cuibușor de nebunii, te așteaptă ca să vii. Căsuța noastră, unde întâi ne-am sărutat, plânge dorul neîncetat. Se duce luna la culcare, cine stă și bea prin cârciumioare? Și în fiecare dimineață, ață măi, ață! Cine stă pe gână în brațe? Este Ionel bătând norocul, care bea ca să-și înnece focul. Focul care iarde inimioară, fiindcă nu-l iubește mărioara. Și voi! Ionel, mai da băiatule, Ionel, pică de repedele. Așa! O seara pe la noi, Andruța dragă. Vine, mai vin o seara pe la noi, Ionele dragă. Poarta e deschisă, la baie aprinsă. Mama s-o culca, dar eu te-am așteptat. Poarta e deschisă, la baie aprinsă. Mama s-o culca, dar eu te-am așteptat. La 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 la
Bă, pe mine mă distrează când uitați voi ultimul acord. Ultimul acord. Cel mai important cu care publicul... Uite așa. Pentru că nu stau față în față și trebuie să fie și... Haide, 7 și 3 sferturi. Dacă și noi ne plângem, care avem niște oameni așa talentați și frumoși, înseamnă că suntem prea pretențioși. Oameni. Doamnelor, domnișoarelor și domnilor, acum, cu gogoșile pe masă, dar fără gogoș în glas, iată întrebările finale! De încălzire. Tonomatul de pe doi sau la măruță? Amândouă, dar trebuie să aleg una. Tonomatul de pe doi, că mi-a, e la început de asta. Apoi a continuat. Dar ăla a fost tonomatul de pe doi. Sala Palatului sau Cluj Arena? Cluj Arena, că e mai mare. Și mai amână și tot mai grea. Români, Cluj Arena, pentru că știam că răspunsul asta. Sau Wembley. Wembley. Cu cât mai mare, cu atât mai tare. Toate sunt faine. E greu să alegi între ele. Pe cine ți-ar plăcea să ai invitat la spectacolele tale? Pe cineva la care nu ai îndrăznit până acum să apelezi? Păi pe tine te-am învățat deja, deci nu. Bine, râde, tu erai în lista mea de așa, dar având în vedere că ai spus da, nu? Da, dragă, cum să vin acolo? Din România? De unde, oriunde? Pablo Alboran. Să intre Pablo! Ah, caia și gura lui, hai da, să cântăm o melodie. Și îl pun la tradițional, îl chem. Ia cântăm o populară, dacă poți. Da. Știi că eu am o înregistrare cu piesa Solamente Tu la un radio? Și el m-a repostat și mi-a spus foarte frumos, mi-a scris. Și am spus mulțumesc, să știi că te apreciez. Am fost la concertul lui, la sala Palatului. Crezi că și el este una dintre victimele tale? Nu răspunde la această întrebare. Știm cu toții răspunsul. I-am pătruns inima când am cântat. Rock sau hip-hop? Hip-hop. Piesă în topuri internaționale sau turneu în 10 orașe în afara țării pentru români? A, pentru românii mei. Că... Da, cam... Nu vreau să mă bat cu piese internaționale, zici, da. Și aia și aia, că asta am făcut-o pentru românii. Pentru topuri internaționale. Schimbăm, switch. Au zis fetele, ce faci? Beyoncé, n-ai zis tu Beyoncé acolo, sus. Bă, ce vă băgați, mă, bă? Apropo, Beyoncé, nu cred că o mai duce mult, să știi. La ce mod? Cred că... O doare piciorul. A fost implicată cu Puff Diddy. A, n-are și... treabă. Eu pe mine, da, nu mai... Uite, de exemplu, eu, bine, indiferent de scandalurile pe care le aud, că și la noi în România se aude că eu, că am fost, că nu... Băi, nu credeți tot ce auziți. Eu nu cred că femeia aia au făcut ceva ea la viața ei așa rău. Sunt filmări cu ea. Du-te, nu-mi spulbera visul, că ea e regina mea. Nu, nu vreau să știu. Nu. Beyoncé. Dar știi cum e? Până la urmă, un artist are și viața lui. Adică eu nu știu ce a făcut ea, dar cum cântă pe mine asta. Eu când mă duc la un concert, eu nu... E ca și cum... Nu te duci pentru viața ei. Nu schimb părerea că ea a făcut și nu știu ce în timpul ei liber. Treaba ei. Poate nu ar trebui să ne intereseze. Da. Pe mine nu mă interesează. Muzica e dincolo de orice fapte pe care o face ea după. Sigur că îți doresc să fie un exemplu și la noi, România, e foarte... Da, pregnant chestia, da, asta. Foarte puternic. Trebuie să faci totul, da, ca la... De când te trezești până când adormi, trebuie să faci totul ca la carte. Tati, ești pe speaker. Ești pe speaker. Tati! Cătălina, am spus că mă dai în dispozit. Suntem încă în filmare. Suntem la masă. Suntem la masă. Eu ți-am spus că Horia așa e imprevizibil. O că până mâine dimineață mă ține. Dar ce se fac, mă, Cătălin, dacă mi-a furat totul de pe masă și a început să cânte? Că aici... imbatabilă și că imediat cucerești pe absolut oricine. Dar spune-i că ai copii acasă. Trece acasă a fost asta, un fel de... să se ducă acasă la ea. Auzi, ia copii și vină. A făcut o pauză, ai auzit? Mi-a plăcut, te iubește, mama. Te iubesc, mai avem un pic. Te iubesc mult, te sunt după. Fii atent aici. Am uitat să zic că Horia e de pe vremea Robingo, când emisiunile țineau câte 8-9 ore. Vai de mine. Vai de mine, Cătălin. Știi că am vorbit și de tine și de copii. A fost foarte frumos. Las că tonomatul de pe 3 o să fie. Perfect. Te iubesc. E bine, dar vă mai lasă YouTube cu atâta material? Nu, lasă, ne roagă chiar. Ne roagă. Mai vrem Andra, mai vrem Andra. Și tipul ăla vaz în fața ei. Hai, iubire, să nu mai pregătiți cina, că am mâncat de toate. Și grăbire. Ciorbă, chinezesc, gogoși.
De mâine intrăm la dieta. S-a dat ciorbă la podcast? Da, mamă, ciorbă. Da, da. Mi-a dat chinezesc. Mi-a dat ouă umplute, mamă, ouă umplute. Deci dai seama. Da, da, și am descoperit că ardeiul nu-i place, că face reflux gastric. Vezi, vezi. Na. Da. Bine, bine, iubire. Vă iubesc. Seara asta, nu? Sau vă ajung vin, vin în seara asta. Mă aduce Horia. O aduc eu. Horia. Pa. I love you too, pa. Iubesc. Pa. 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 Te vezi când am trecut puiul meu. Puiul meu. Sunt curios cum sunt eu trecut. Brânciu. Dacă ai avea o întrebare pe care nu mi-ai adresat-o niciodată, care ar fi aceea? Eu, dacă nu ți-am adresat... Da. Da. Hai să mă gândesc. Orea dragă, spune drept. Cine te-a mușcat de piept? Fii atent că chiar vrea să-mi... Da, nu? Mă da. Gândesc ce aș putea. Adică aș vrea să învăț multe lucruri de la tine. De scenă, de libertatea de a face multe lucruri. Cred că toată lumea se întreabă cum reușești. Ai... da? Ești? Vin, vin dacă trebuie. Întotdeauna m-am luptat cu emoțiile și cu... Deși... Asta e din aia cu... A, am crezut că e aia cu dragonii. No. Și ziceam, stai, că asta e eu, mama tuturor dragonii. Mama, mina. Da, întotdeauna am apreciat energia asta și am zis că doar și tu ești om și tu dormi cât dormim noi. Ne-am întâlnit la aeroport dimineața, ne-am pus pe canapele acolo, nu mai știam, eram cu Cătălin, tu, cu echipa, trebuia să ajungi la repetiții și mă gândeam, Doamne, oamenii se întreabă, bă, dar de unde poate omul ăsta, ce face? Ce mănâncă? De ce el are energia asta și noi nu? Ce? No. E simplu. La colț de stradă vând gogor. Nu m-a satur niciodată. E foarte tare asta, am vrut să spun. Deci n-a fost o întrebare, vreau doar să îți spun că poate n-avem ocazia ca și artiști, ca și colegi să ne facem confesiuni. Da, știu. Dar întotdeauna când ne vedem la cântări și mă duc să aștept să cânt al doilea program, îmi cer scuze că vorbesc cu gura împlinită, îmi place. Tenște. Mă întreb mereu, de unde ai chestia asta? Că mă uit cu admirație. Cu admirație la voi toți. Sunteți foarte tari și lăsați așa în urma voastră o bucurie pe chipurile oamenilor și cred că asta își dorește fiecare artist. Să facă asta, să stârnească în ceva, în oameni. Mă, să-i faci să plângă, să aibă emoție, să-i bucuri. Deci ați venit la Vlăduța la... Nu am ce pune gogoșa așa. Hai. Nu că-i bun, nu că-i bun, chiar bună și... Du-te, măi, de aici. Du-te. A, vrei să mănânci? Ia, ia, du și la colegi, dar eu mi-am... Ia, văzut ce am făcut, da? Știi că aia pe TikTok... Măi, se ducă copiilor la Leba și la David la acasă, mă. Ok, stai liniștit. Și asta aveam să zic că n-am apucat și de multe ori cred că e... E o chestie așa între artiști, parcă nu își fac niciodată să... Să oprească, să zică, bă, uite, te-am ascultat la cântare acum, că am stat la masă cu colegii mei. Mi-a plăcut foarte tare, mi-a plăcut ce... Și nu apucăm, poate pentru că suntem pe grabă, nu că din ură, din ciudă, din... Că nu... De departe, adică e departe așa ceva. Dar îmi place și mă stârnește, îmi place, le spun, uite mă, hai să facem așa, că mă inspiră. Pentru mine ceva, când văd ceva fain, zic, nu, așa vreau să fac și eu. Nici de cum să mă uit altfel. Și vreau să te felicit. Nu a fost o întrebare, a fost altceva aici. Mulțumesc foarte mult, draga mea. Da. Mulțumesc foarte mult, draga mea. Abia aștept. Să știi că într-un spectacol sunt și culise. Și în culise se întâmplă multe lucruri. Poate atunci o să spun, exact când trebuie să ieși acolo pe scenă, o să spun secretul meu. Și atunci o să fii plină de energie și zâmbet. O să ți-l spun atunci în culise. Acum nu e prea multă lume aici. Da, bine. Și uite, se uite-te la ei, ca niște șacali. Uite-l tigru din Malezia. Ei, eu cred că ei te cunosc cel mai bine. Eu cred că ei te știu cel mai bine. Trăim cu tine, a doua familie, întotdeauna. Știu orice grimas, orice, adică am văzut cum te-ai uitat. Pac, instant. Cunosc, văd multe, domnul Horea. Na, stai cu minte, fata mea, lângă tine e ta. Și continuăm întrebările, dragii mei, pentru că ne-a tras atenția domnul Măruță că să vină și nevastă să acasă odată și odată. Așadar, doamnelor și domnilor, mergem mai departe. Care e compozitorul tău preferat? M-am întrebat de multe ori chestia asta. Care îți place ție? Andrei Tudor. Am lucrat cu foarte mulți compozitori. Foarte talentați și
Dar da, Andrei Tudor. Aici am melodii foarte frumoase. Uite, Șerban Cazan este Cazanul meu. Melodia cu Cazan. Cazan este un alt om care, pe care l-am la suflet și simt întotdeauna ceea ce vreau să cânt. Când înregistrez cu el voci, mi se pare incredibil cum simțim. Sau dacă eu nu simt ceva, el în momentul ăla vine și îmi dă o idee. E extraordinar, chimia dintre noi. Și în general oamenii care sunt așa focoși pe muzică, pe pasionat, găsesc și caută carnea piesei, nu s-a terminat ora de hai să mergem acasă sau hai, nu, stau pe piesă până găsesc adevărata. Șerban, Smiley, Helen, ei au făcut Iubirea schimbă tot, apropo de piese. Nu știu cine e Smiley, pe cuvântul meu, dar nu știu cine, e, probabil că e un englez, american sau australian, nu mă bag la faza asta, sunt din România. Din generația nouă, ce artistă îți place? Nu știu până unde se duce generația nouă. Hai peste 25 de ani. Da, îmi place Joe, îmi place... are, e ok, nu e Nani? Da. Teo e mai mică, nu? Teo are 27 acum. Teo care Joe, cântă orice și este super dulce și iubibilă și îmi place mult de ea. Îmi place și Alessandra care cântă cu Teo. E o fată foarte talentată și mi-ar plăcea să iasă mai mult. Îmi place Andrei Bănuță. Mi se pare că a evoluat extraordinar de mult. Nicole, Sheri. Adică sunt foarte mulți. Alina Eremia. Cine mai e? Delia. Da, Delia. Delia nu e generația... Delia e generația mea. Delia e mai înaintată puțin. Delia e generația... Chiar e mai mare decât Delia mine, cu câțiva ani, da. Delia e a 39 oare? Deci cu un an e mai mare decât mine. Dar n-am zis Delia pentru că am crezut că îmi zici de altă generație, cumva generația de dinaintea noastră. Având în vedere că ei nu, prin Instagram nu-ți dai seama de vârstă. E clar, Delia este unul dintre cei mai apreciați și cei mai, adică chiar cântă, că se enervează, Delia rupe microfon, îmi place mult. Am avut-o în podcast, am făcut un singur podcast. Da, am văzut atunci. Cu ea, foarte bună idee. Foarte mult. Când ați fost amândouă față, foarte bună idee. Mi-a plăcut foarte mult. De fapt, ceea ce eu am vrut să fac este să le arăt oamenilor că nu există niciun fel de ură între noi. Noi când ne vedem, râdem, glumim, vorbim de mâncare, de haine, de cum slăbești, de cum... Adică e o armonie așa de faină între noi și oamenii nu fac decât să spună astea care sunt cumva o competiție între noi. Asta pentru că ne pun undeva sus și fanii ei zic că ea și fanii mei că întotdeauna există. Da, și între Andreea Marin și Mihai Ardulescu, femei frumoase, dar ele nu cred că au avut clinciuri sau nu știu. Niciodată n-a existat între mine și Bănică, n-a existat niciodată chestia asta. Ce anume, ce-a fost? Da, nu știu ce. Dar ideea este că mi-a făcut plăcere. Sunt foarte multe voci bune. Doamne ajută la cât mai mult, că văd copiii, uite, talentați, cum a fost fata. Iar am mâncat, am uitat că nu trebuie să mănânc. No. Iartă-mă, dar stai să frumos, îmi ce scuze. Dar, să ne ferească Dumnezeu, dacă trebuie să vedem, să ne obișnim cu trepul ăsta și cu ce, cu toți, da, atât am avut de zis, dar adică cine știe, știe. Mergem mai departe cu întrebările, în trap. La calul trap. LA sau Dubai? Eu n-am fost în LA, de zic Dubai. Nu a fost fata. Deci tu dacă te duci în LA... Da, nu mai vine acasă. Nu te mă rog. N-am fost în LA. Am fost o singură dată în New York cu tata. Am cântat pe Broadway, la Festivalul Românilor de pe Broadway. Și am stat 3 zile. Nici n-am avut timp să mă obișnuiesc, că trebuie să vin, că am avut un concert la Radio România Actualități și cum tata respecta și toate evenimentele, am promis, am venit. Erau și alți artiști care trebuiau să ajungă acolo, dar au anulat. Au zis, bă, odată ajungi în America. Și erau, na, un concert mai restrâns. În fine, am ajuns, a fost fain, mai merem. Te duc eu. N-am viză. Au dat liber la viza acum, nu? Eu sunt viza ta, nu pot să rezista. Ți-am adus în dar o Eugenie. Am tot avut oferte de a face concert acolo. Doar că noi suntem cam mulți, cum sunteți și voi. Și e foarte greu să mergi într-un număr atât de mare dacă nu sunt foarte bine organizate concertele, să facă sens să mergi atâta drum, să faci mai multe concerte. Da, se organizează, va fi. E mai greu să pregătești pachetele de mâncare pentru copii la școală sau să-ți faci unghiile?
Nu are niciuna treabă una cu alta. Dimineața oricum mă trezesc, cumva parcă mă trezesc înainte să sune alarma la 6:40 în fiecare dimineață. În fiecare dimineață? În fiecare dimineață și în weekend când trebuie să dorm, vorba aia, după o noapte de... Mă, jur, dacă nu la ora 6:47, deschid ochii. Zic, nu pot să cred. Fetele... Cum? Chiar dacă n-am alarma pusă, mă trezesc, m-am obișnuit. Mă trezesc, mă pregătesc eu înainte, ca să am energie bună să-i trezesc pe copii, că altfel nu mă duc, mami, mami. Și eu și Cătălin, amândoi, el vine cu radio pornit, amândoi, și cântăm, dansăm ca să le facem energie bună copiilor, să meargă cu chef la școală. Eu le pregătesc hainele, mâncarea, Cătălin îi duce la școală și apoi noi doi mergem și ne bem cafeaua în pădure, acolo la Băneasa, lângă zoo, și ne plimbăm prin pădure, facem pași, adică ne-am creat așa un obicei foarte fain și sănătos până la urmă, că facem 8.000 de pași în fiecare dimineață, deci... 8.000 de... Da, între 6 și 8.000, depinde pe ce alee, cărare o iei. M-aș duce pe o cărare... V-ați pierdut vreodată, v-ați pierdut vreodată în pădure? El s-a pierdut. Mai merge și singur când nu am, când vin toată obosită, nu mă duc și... Eu acolo am văzut o căprioară trecând. Lasă-o, că-i bine, le face poze și vine acasă, tot acasă. Tot acasă se întoarce. Lasă-mă, Horia, că nu mai, la ce viață avem. Nu, poate să-mi zică cineva că l-a văzut de mână cu cineva. Nu cred în chestiile astea. Așa-i spun și eu lumea asta. Până nu vezi tu, nu mai, nu știu, într-o, mai ales că noi suntem amândoi expuși la chestii de genul ăsta, la povești și la așa. Ne-am promis amândoi că o să fim foarte tari cu genul ăsta de informații și să avem încredere unul în celălalt. Bravo! Eu am un gând pentru chestia asta, dar ți-l spun cu altă ocazie, că ne vedem noi. Okay. Dintre jurații care au plecat de la România au talent, pe care le regresi cel mai mult? Mihai Lardulescu. Pe bune! Ești șocat, nu? Da! Da, a fost un început mai de ochiat un pic pentru noi. Am avut noi atunci un clinch la modul, nu știu... Am spus eu ceva, nu s-a înțeles exact modul în care eu am vrut să spun că e despre emisiune, nu așa. Ea s-a supărat, dar după aceea ne-am împăcat. Adică a fost o... Pentru că mi-am dat seama că Mihaela este un om extraordinar de bun. Are un suflet extraordinar. Deci este... De asta am descoperit-o în timp. Că am stat ceva împreună. E un om foarte frumos. Și să știi că, trăgând linie... Adică m-am înțeles bine cu absolut toată lumea, cu Florin Călinescu, de la care am învățat foarte multe lucruri, foarte multe lucruri. Eu sunt genul de om care îmi place să cred despre mine că am o inteligență naturală, așa, emoțională, și că știu să fur meserie de la oameni, adică inclusiv cântatul. Am ascultat-o pe Monica Angel, am știut să iau ceva din interpretarea ei, am știut ce să iau de la Beyoncé, dar nu i-am copiat, mi-am făcut un stil al meu. Așa și în emisiune, ei având atâta experiență de televiziune, eu n-am fost, am fost cu un copil care cânta și am fost pus în fața, trebuie să spun, și am zis, eu nu pot să joc rolul cuiva, eu trebuie să fiu eu, că altfel nu o să dau bine, o să vadă că e ceva forțat. Și eu vorbeam cu vorbe, mi se face piele de găină, nu știu ce, veneau Florin și Andy și toți care spuneau chestii de televiziune și vorbeau așa. Zic, să văd și eu, da, îmi place cum rezonez cu acest lucru. Vorbeam și eu. Mă, am încercat să fac și eu, și ca ei și ca mine, să văd, să-mi găsesc un stil. Dar mi se pare important, știi, da, că-ți găsești. Să știi, să te uiți și în stânga și de-a mea, ia să fac și eu, să fiu și eu. Au zis ceva frumos data viitoare, spun și eu cu alte cuvinte, dar tot pe genul ăsta. La atâția concurenți, nu mai știam ce să le mai zic. Da. Deci nu mai știam, știi, că unii te strânesc. Deci îți dau atâta emoții când ai, spui bagaje de emoții, de vorbe, de ce gânduri. Dar la unii nu simți nimic să zici. Că nu spun nimic ei. Și atunci aș fi... Și sunt multe situații. Sunt copii, e greu să le spui unor copii. Absolut. Care nu sunt neapărat pregătiți. Că practic tu îi faci să plângă. Orice ai face, dacă tu spui nu, deși ei nu sunt pregătiți, e foarte greu. Și când ești părinte, nu, asta e partea cea mai grea. Asta e partea delicată. Da. Doamne, orașul din... Asta e o întrebare de umplutură, dar o punem pentru că e interesant răspunsul. De fiecare dată e o surpriză de partea cealaltă. Orașul din România unde ți-e cel mai drag să cânti este... Nu știu. Adică, evident, chiar nu știu. Adică mi se pare că am fost primită peste tot bine și n-am avut o experiență de... Dar se spune că acasă la tine e cel mai greu să cânti. Și așa la, e. La Câmpia Tuzii. La Câmpia Tuzii, la Cluj. E foarte greu când sunt acasă să cânt. Din punct de vedere emoțional. Am înțeles. Neamurile, mama, tata, oameni pe care
nu i-ai văzut de 20 de ani și îi vezi? Te urăsc. Care, ea nu prea vine la concert. În ea că s-a venit asta. Dar nu, noi nu vorbim de ea. Noi vorbim despre ea care ne placă. La... Poști iubiți care încă suferă după tine? Dar cine mai știe? Nu. A vedea ei. Vă rog frumos, cei care sunteți din Cluj, din Ardeal, cei care ați iubit-o pe Andra, eu sunt fostul tău iubit, cu tricouri, negru pe alb și așa în timp. N-am avut, eram copil, nu te gândi că au fost... Wow. M-am pupat și eu de două, trei ori acolo și la liceu, eram la balul bobocilor și m-am pupat cu un băiat. Și când am avut turneu după și am plecat, când m-am întors, era combinat cu prietena mea. Hai, nu cred. Una dintre prietene jos, să tu cu șașa mergi la concert, lasă-mi, el mie bine, tu ia. Du-te tu ia, pupă-te cu el cât vrei. Bine. O, astea schimburile, astea vezi? Vezi? Da, dacă nu eram așa, la modul bine, tu așa și puneam la suflet, suferai. Aș fi suferit, uite, da. Din prisma mea. Nu, asta a fost, nu e, nu, n-am suferit așa niciodată, n-am pus... Ultimele întrebări, urare de telefon, mersi, urare de la mulți ani telefonică sau prin WhatsApp? Să primesc sau să dau? Să dai. Depinde pentru cine e. Dacă e pentru o cunoștință... Pentru mine, de exemplu. Te sun. Să-ți spun ce simt acum. De ziua mea, întotdeauna îl sun pe Fuego, pentru că e și ziua lui. Da, lui Paul, da. Și tot aștept să vă mă sună el, dar el îmi dă mesaj. Eu îl sun. Serus. Dar ce s-a întâmplat cu tine tu, Andra, dragă? Cum de mai suna tu și ți-ai făcut timp pentru mine? Știi că așa îmi vorbește. Mi-e drag de el de mor, pentru că eu când m-am lansat, înainte să mă lansez, a venit prin Câmpia Turzii și Fuego a venit să cânte acolo. Și m-a încurajat, a fost un om, îmi plac oamenii de treabă, știi? Oamenii care sunt oameni și rămân așa. Și el mai mult decât atât, suntem născuți în acest să continue atâția ani. Da. Are o căldură așa a lui, are, de asta îl iubește lumea. Și când mi-a zis așa timid, vii la Drag de România? Cum să nu vin? Normal că vin. Numai că s-a întâmplat o chestie la Drag de România și ei erau în platou toți așteptându-mă. Ne-ai ajuns tu sau ce? Și eu îmi salutam vechile rude de prin tot felul de cotloane, știi? Eu zic, unde e ăsta? A dispărut. Nu pot să cred. Da. Și eu eram acolo. Ce faci, bă? Ce faci? Dai seama că 7 ani stând acolo și acum sunt oameni acolo. Tare. Unde ai fost? No, Paul. Noi eram vizitam vecinii. No, păi. Shopping online sau cumpărături la Paris? Bine. Apucăm la Paris. La Paris. De Trendyol. Stai că fac reclamă, nu. Online. Online pentru că nu am timp, dar în vacanțe, când mă duc în vacanțe, îmi place să mă duc prin magazin. N-am timp, că cumpăr mai mult pentru copii, pentru... Da, devine o chestie formidabilă. Și am observat asta la nevastă mea, de vorba aia, de 10 ani, 12 ani de zile, de mult timp, când cumpăram copiilor, hai să cumpărăm ceva pentru noi. Stai, mai aici, mai un tricouaș. Oh, lasă-l în hoctor de tricouaș. Sunt sincer, când mă duc în vacanță, am chestia asta... Dacă e pentru mine, mă uit de 2-3 ori să... Amuleu, cât costă asta? Mă uit pe pantofla asta, la culasă. Poate mâine, nu știu de ce am. Poate mâine sunt discount. Poate din perspectiva asta că am muncit de mică. Da, știu am exact pentru asta. Tot ce am, da, și cumva să nu arunc cu banii, chiar dacă știu că am nevoie de un pantof, de un ceas, de o... Știi? Na, în meseria noastră. Să o chestie. Da. Intru la asta, lui Linda McCartney, nevasta, magazin. Găsesc un costum care era plin de acții builduri pe el. Stella, așa. Stella, iată, da. Linda. Linda Evanghelista. Manichinele mele din cap. Și la un dat zic, în cap, mă uit, îmi place cum arată, zic, mulțumesc frumos. Și am ieșit. Da. Nevastă mi-a ținut chestia asta că mi-a plăcut. Și bărbatul m-a făcut. Și după aceea m-am dus acasă, s-a dus la magazin, l-a cumpărat și mi l-a făcut cadou de ziua mea. Eu așa pățeam în primele mele vacanțe, ajungeam prin Dubai, mi se părea că cum eu am ajuns aici. Și mergeam în mall-urile de acolo, care sunt ceva superbe, Doamne. Și mă uitam, mă întorceam. Noi mergeam, ne împărțeam fetele, că eram cu o gașcă de prieteni, și băieții. Și mi-a zis, mergeam și fiecare își făcea cumpărături ce voia. Eu veneam tot timpul cu mâna goală, nu-mi cumpăram, că îmi luam niște farduri, dar nu investeam la modul 1000 de euro să dau pe pantof, că mă durea sufletul.
Și apoi mă vedea că tânșe, iar n-ai. Și mă duia, a doua zi, vedea cu tine. Și îmi lua mai multe decât aș fi vrut eu să și ziceam, Doamne, plângeam la fiecare geantă pe care mi-o luam, la prima geantă Chanel, am zis, am plâns, eu și cățăran că m-am dus și am zis, două, când mi-a dat Dana, m-am dus, deci, ca să vezi ce înseamnă stilistul, mi-a scris Dana Budeanu listă cu ce ar trebui să am în garderobă, așa, așa. Ca și artistul, după 10 ani, că atunci era, după 10 ani de care, bă, trebuie să ai anumite piese în garderoba ta, bine, bine, eu ascult. M-am dus și am intrat la Chanel și eu nu știam câte o geantă Chanel. S-a dus fata din Câmpia Turzii la Barcelona să-și cumpere genți. Și zic că două, una neagră și una... Și aveam pe listă, eu că la Carrefour. M-am dus ca la... Dana, Dana scărit, right, says... Două, una pe niut și una pe negru. Da, cum m-am dus la casă? Mi s-au umea picioarele. Și încă acum, atunci erau ieftine. Acum s-au scumpit, deci acum nu înțelegi. Dați în jumătate, vă rog. Deci am plătit pe una, cât, am plătit pe două cât e una acum, ceva de genul ăsta. Da, 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 așa e. Oricum, când a zis femeia prețul, am zis, lăsați că vin mai târziu eu. Și Cătălin de acolo, din spate, nu, 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 mamă, nu. Chiar ai nevoie de asta, chiar trebuie să ți le cumpere. De atâția ani, tu nu ți-ai cumpărat. Și era o chestie între noi și zic, mă, că dai prea. Tu dai seama cât când, pentru bani și cât cântăm, cât muncim, da, corect, noi. Corect, corect. Nu știu, cumva corect, conștientă, da, de cum facem banii, că nu vin așa din cer, știi? Da, muncește efectiv. Și eram așa, așa, când mi le-a luat, Doamne, deja că nu le-am scos din cutie. Că, știi? Nu știu, a fost un sentiment tare plăcut în același timp că am realizat, dar mi-a fost așa, eu să ies cu ele, ieșeam numai de sărbători, mergeam la un eveniment, dar uitam ca și cum, mai faceți poze cu mine, dați ce geantă am, știi? Era ceva, nu știu, și îmi place sentimentul ăsta, adică aș vrea să fie cât mai mult, să mă bucur când cumpăr ceva, să nu fie, știi, gata, mă, a fost, a trecut, am bani, am... Chiar dacă strângi bani, să știi să prețuiești banul, da, sau să știi încotro să-l investești, să faci, să nu... Practic, noi n-am fi fost atât de circumspecți și prudenți și precauți dacă nu am fi câștigat noi banii și cât de greu se câștigă banii. Dacă ne-ar fi dat cineva $1,000,000, ok, dați-mi 3 genți, 2 mici și 2 mari, pa, 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 nu știu ce. Da, aulă, băi, dar muncesc și fac acolo și... Oare... A, da, da, nu, 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 dacă, mă... dacă se uită cineva la mine și îmi zice că uită-mă ce chip, știi? În schimb... Am descoperit o chestie, că trebuie, adică în timp, mi-am dat seama că muncim și noi suntem de aia care, da, facem din plăcere, bineînțeles, da, plac și banii, că doar, da, nu suntem nebuni, să nu zicem că, dar, parcă nu mai avem stop, nu mai avem un buton de stop și ajungi la un moment dat când spui, bă, da, dacă tragi din ce faci, ce ai realizat, ok, ai realizat multe, ai făcut, ai scos piese, ai câștigat premii, da, da, dar ce îți rămâne? Îți rămâne... amintirea din vacanțe, asta, amintirile. Copii, da, cam astea sunt. Și atunci, de ce să nu ne bucurăm mai mult? Adică ajungem la o vârstă, muncim și tragem și ne obosim și epuizați, da, și, da, da, și pe aia băgăm banii în medicamente ca să ne revenim. Da, nu-i corect. Adică, cumva, cred că trebuie să ne și bucurăm de faptul că reușim să câștigăm. Da, și să ne bucurăm de lucruri simple. Am auzit armoniile, da. Formidabil. Ultima întrebare. Da. Continuăm. Vreau să știu numele a 3 persoane în afară de familie pe care le-ai luat cu tine dacă ai naufragia pe celebra insulă pustie. În afară de familie? Da. Nu m-am gândit niciodată. A... Asta ca să vezi exact ce ai spus tu. Și motivația principală pentru care eu am făcut această întâlnire, că nu e ce podcast, asta e un fel de emisiune de televiziune, de larg, de extensii, copiii ăștia de fiecare dată știu foarte, stăm, adică știu exact ceea ce fac și vis-a-vis de tine au o stimă formidabilă toți. Și iubește fata. Și știți că mă iubesc. E o bucurie de fiecare dată când mi-a plăcut. Vreau să spun ceva, apropo de ce m-ai întrebat. Și îți mulțumesc din suflet pentru tot ce s-a întâmplat aici. A fost o bucurie. Și revederea cu ei, și poveștile noastre, și iubirea asta noastră. Știi că te iubesc de foarte multă vreme, de când eram copil. E foarte interesant ce m-ai întrebat. Nu m-am gândit niciodată. Adică cumva, familia mea, Cătălin, copiii, frații, părinții mei, mama soacră, oamenii cu care eu lucrez, orchestra mea, oamenii cu care lucrez pe online, Ines, Florin,
toți fac parte din familia mea. Adică n-aș putea să, când spun fără familia mea, ei toți sunt ai mei, toți sunt, nu știu să spun, mi-ar fi greu. Oamenii cu care eu intru în contact, eu trebuie să creez o legătură, altfel nu pot să am o relație cu omul respectiv. De-aia mi-e foarte greu să fiu tăioasă, să iau decizii la un moment dat. Poate când îmi greșește cineva, ar trebui să spun stop. Și eu zic, lasă-l mă că toți. Adică am, și oamenii știu, câteodată profită ce-i drept de... Adică inclusiv copiii mei când mă enervez acasă, ei știu că eu mă enervez pe moment, spun, dar... Șterge repede. Mama, las că mama imediat, știi? Și foarte greu să aleg pe cineva. Adică pe cine cunosc, e la sufletul meu, e familia mea, mâncăm împreună, ce trebuie, unde mă duc, n-am niciodată. Când vine vorba de oameni pe care iubesc, sunt totul pentru mine. Fără să sună bine așa cu muzica și povestea asta, pare că vreau să impresionez, dar nu, așa am învățat. Știi că de multe ori m-am întrebat, stai, mai cad și textele pe jos, sunt grele cuvintele, m-am gândit de multe ori cum am fost noi binecuvântați ca prin tot drumul ăsta al nostru artistic de peste 20 de ani să întâlnim oameni, apropo de, nu m-am gândit la despărțire, apropo de Dan. Tu de ce plângi? Că mă faci să plâng. De ce m-ai văzut? Ia 3 ore când mă faci să plâng. Dar e de bine. E de logodită. Și de fiecare dată oamenii ăștia, artiști, actori, cântăreți pe care am cunoscut, pe care am văzut în... Eu cred că fiecare dintre ei, pentru că noi am fost niște bureți care au văzut lucru frumos și l-au adaptat la propria noastră persoană, la propriul nostru ADN muzical și artistic. Câteodată când piesele celor trecuți, mi se spune de ce cânti melodiile lui Mihai Constantinescu, pentru că omul ăsta a fost lângă mine și a fost un om pe care îl respectam de mic și așa mai departe. Și eu cred că și generația asta care va... Sper să-ți găsească în ăștia mai netate, să le spunem așa, niște pârghii sufletești. Așa sper. Până atunci, a fost un podcast de o oră și ceva, alături de draga noastră, Andra. A fost o plăcere enormă să te avem aici. Mulțumesc din suflet. Sper să colindăm împreună. A durat împreună. Ceva până ne-am văzut. Dar... A durat ceva până ne-am văzut. Nu uitați, ne vedem la Sala Palatului. Ne vedem la Sala Palatului. Vedeți voi. În noiembrie, în decembrie, vedeți voi când. Iar asta e singura problemă pe care vă pun. Lucruri simple pentru cine? Pentru mine, pentru tine? Important e că e piesa din două. Nu? A fost alături de voi Cristian. La chitară. La pian. Și mișcare... Cenică de vioară. Cenică. Marius, Iulian la bas, Sergiu la tobă, Ines la fotografii. Bine, Ines. A fost lângă noi Ștefan la ritornele, dragele de ele, fetele cu cuietele, Gabriela și cu Alice. Aici în față băiatul ăsta tânăr, Eduard. Eduardo. La sunet Cerbanci, la mișcare de cadru Răzvan. Dragoste, te iubim. Vă iubesc și vă mulțumesc. Mulțumesc. Orice mi se aș avea, lucruri simple voi păstra. Cer albastru eu și tu. Mie de ajuns doar muzica, mie de ajuns privirea ta, lucruri simple voi păstra. Mulțumim frumos, Aqua Carpatica, Vinurile sunt București. Ne vedem la Sala Palatului pe 22, 23, 24 noiembrie. Yeah.
Cum? Am pierdut de la ora 2:30, nu mai trebuie să retragem. Auzi, știi vorba aia? Cu glumele tale. Mi-am gândat degeaba aici. Uite, nu-mi stă firul ăsta. Cu toată dragostea mea. Andra, pentru tine, pentru tine, Horia. Lăsați-ne singuri. Nu mai zic asta încă o dată. Chiar vreau să vă lăsați. Tot aduceți-vă o dată, că tot ați zis-o. Lăsați-l o dată să vă zic. Dar mea rezonă. Chirea mea, t-ai spus în continuu tu, poate tu. Așa? Auzi, da, dar știți de ce am plâns în continuu? Au rugat ăstea la Moldova undeva și că sunt bocitoare pentru că nu este șofer. Hello, mama, draga mama. Sărbătoare. Mama ta, de tăgâritul. Următorul l-am brăzișat. Eu mai vreau. Brăzișare. Sărbătoare. Următoare, draga. Dacă era mai slabă, mă drogeai. Gândeai aia momentii. Unde se pun mâna pe tine? Mă mâna pe tine, da. In the middle of the road. Mi l-am cumpărat din Shibar cu el, nu? Dar e mai micuț. Uite mâna asta, uite la. Da, da, da. Asta e de Crăciun. Da, și-au cumpărat copiii din vacanță, din Bavaria, așa ceva, da. Uite aici. Astăzi e o zi importantă pentru țară. S-au întâlnit două suflete pereche, două fecioare speciale, doi oameni. Da, nu vrei să știi ceva, zici tu ceva. Zi tu că-mi place. Nu, nu, nu. Zic că de obicei vorbesc eu pe storile. Doi oameni. Unul care își dă sufletul pe scenă și altul plămânul. Pentru că eu alăl mai bun. Mare care care. Tu cine ești mai aici? Tu cine ești? Eu tu ești alter ego. N-a fost suficient la 3 ore, mai trebuie să... mai dai, mai dai, da, mai dai, informația. Da.